Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii! Și bonjurică, bonjurică, uite cum suntem noi live pe Facebook, pe toți ăștia și îi spunem bună dimineața lui Amir. Bună dimineața, Amir! A, ne auzim? Așa. E bine așa? Da, eu vă aud perfect. Ne auzi? Bine, perfect. Amir este jurnalist la Adevărul, are o evidentă origine iraniană și l-am sunat să ne mai facă o împrospătare a memoriei despre ce se întâmplă acum în Iran. Ultima dată citeam despre greva studenților, despre arestarea la domiciliu sau, mă rog, dispariția unei sportive care se numește Elnaz Rekabi, nu știu dacă este corectă pronunția mea. Da, așa se pronunță. Care a concurat în Germania la o competiție de cățărat și fără hijab și a dispărut un pic. Da, într-adevăr sunt peste 50 de zile de proteste. Eu nu țin minte niciodată să fi avut loc în Iran proteste de asemenea dimensiune pentru o durată atât de mare de timp și un lucru care mă bucură foarte mult este că oamenii au prins curaj. Adică, cred că v-am spus și data trecută când am fost în emisiune, până spre finalul anilor 90, chiar era de neconceput să ieși pe stradă în Iran pentru a-ți exprima nemulțumirea vis-a-vis de ceva, adică să contești deciziile guvernului. Între timp, nu mai există această frică și astfel de gesturi, cum vorbim despre ce s-a întâmplat în cazul lui Elnaz în Germania, care a concurat fără hijab, astfel de gesturi de sfidare, eu chiar le apreciez foarte tare. Ea, din păcate, după ce s-a întors în Iran, oricum ce a făcut mi se pare o dovadă, dovadă maximă de curaj și faptul că s-a întors în Iran, o admir foarte tare. Bineînțeles că regimul n-a avut curajul de a se atinge oficial de ea. Ea a fost primită în aeroport chiar de ministrul sporturilor, doar că după aceea n-a mai văzut-o nimeni. Și asta sunt ultimele informații despre ea, că este condamnată la arestare la domiciliu și ea oficial în presă și-a cerut scuze, în presa iraniană controlată de stat, pentru că a avut un moment de rătăcire, de neglijență și a uitat să poarte hijab. În rest, în ceea ce privește în privința protestelor din Iran, bilanțul, eu cred că vorbește de la sine. Peste 50 de zile de proteste, timp în care au murit peste 300 de oameni, arestări 14.000 de oameni. Dintre cei care au fost uciși pe străzi, vreo 50 sunt minori, vorbim despre elevi de la școli. În proteste participă acum și medici, diverse categorii sociale. Din păcate, eu vă spun cu sinceritate, dacă ești implicat emoțional în povestea din Iran, cum sunt eu, de foarte multe ori citești niște știri și nu reușești să duci știrea până la capăt. Pentru că de aici, din București, unde sunt eu, sau dacă ești într-o altă țară în afara Iranului, te simți efectiv neputincios. Și dacă începi să citești zilnic toate informațiile care apar în presa de opoziție din afara Iranului, îți bulversează viața personală din afara Iranului pentru tine ca individ, pentru că sunt niște știri de-a dreptul groaznice. Adică chiar astăzi dimineața, înainte să intru în emisiune cu dumneavoastră, vedeam o știre despre medicii care nu pot acorda ajutoare unor oameni care sunt răniți în protest. Curg astfel de informații. Adică nu sunt primiți la spital. Da, da, da. Sau dacă sunt primiți și sunt tratați, medicul poate să aibă de suferit la locul lui de muncă. Cam ca la Revoluție, la noi. Exact. Că nici atunci nu te primeau dacă erai cumva împușcat. Te trimiteau la arest. Iranienii din România se mai fac simțiți? Există ceva care leagă în momentul ăsta comunitatea iraniană din România sau rămâne ca la ultimul protest
unii care protestează... Deci știți că eu auzi de întrerupere, acum vă aud. Acum ne auzim, bine. Întrebam despre comunitatea română din... Mă rog, comunitatea iraniană din România sau română de iranieni. Dacă s-a întâmplat ceva între timp, dacă sunt la fel de dezbinați, dacă sunt la fel de spionați de ambasada Iranului la proteste, dacă au mai avut loc proteste. Știu că a mai avut loc un protest, dar foarte, foarte mic. Da. Au fost 5 săptămâni consecutive de proteste în fața ambasadei Iranului din București. Și weekendul care a trecut, într-adevăr, a fost primul în care nu s-a mai organizat un protest, dar eu cred că nu s-a obținut autorizația sau ceva genul ăsta. Dar chiar pe mine m-a impresionat acest aspect, faptul că ne-am organizat în acest fel și aici vreau să pomenesc de doi oameni care se ocupă direct, Merzad Mohazei și doamna doctor Săraficeanu Nachisa. Ei doi s-au ocupat tot timpul de aceste proteste, au obținut, cred, autorizațiile și m-a impresionat că au venit de fiecare dată foarte, foarte mulți iranieni și mi-am dat seama că e o comunitate destul de mare față de ce știam eu, pentru că la un moment dat eu am păstrat legătură doar cu prietenii mei din anii 90 și acum văd că au venit foarte mulți iranieni în România și mă bucur că au participat activ la aceste proteste. Au fost și foarte multe imagini care au ajuns inclusiv în presa internațională din București. Studenții mai sunt în grevă în Iran? Știu că poliția înconjurase niște campusuri, intrase cu bastoane, odată cu gaze lacrimogene. Da, eu în continuare vă aud cu întrerupere, am auzit ceva cu campusuri. Bănesc că vă referiți la situația studenților. Da. Da. Da, în primul rând, studenții au fost atacați, tratați cu bestialitate de forțele de ordine, de poliție, cum vreți să spuneți. A fost un episod îngrozitor petrecut la Universitatea din Teheran. Eu când am citit relatarea acelui episod din partea unui student, iarăși n-am reușit să duc până la capăt toate mărturia acelui student, pentru că el povestea despre cum nu numai că s-a închis universitatea, s-au blocat ușile de acces tot, dar s-au închis și străzile adiacente, astfel încât se nu poate să scape nimeni. Și practic a fost un asalt asupra universității și cu gaze lacrimogene, cu studenți bătuți. Practic a fost un măcel acolo și asta s-a întâmplat în Teheran și au fost foarte multe episoade similare cu alți studenți din alte orașe iraniene. Și da, eu pot să spun că studenții de fapt formează o categorie foarte importantă în aceste mișcare. Eu cred că deja, eu vă spun, regimul iranian nu s-a așteptat ca aceste proteste să se prelungească atât de mult. Senzația mea este că ei credeau că toate aceste proteste se vor stinge, mizau pe faptul că cam acum 2 săptămâni credeau că se vor termina. Și acum sunt în situația omului disperat, care atunci când este disperat, recurge la măsuri disperate. Adică au început, mă uit la discursul autorităților, că e timpul să trecem la execuții, în cazul protestatarilor. După ce la început, discursul lor parcă era altfel. Încercau cumva să medieze acest conflict, dar acum au trecut deja la niște amenințări foarte urâte. Chiar aseară citeam, spunea cineva de la Ministrul Justiției, că e timpul să trecem la execuții publice ca să fie o lecție pentru ceilalți. Nu știu cum putem ajuta noi mai mult decât vorbind din când în când despre ceea ce se întâmplă, deschizând privirea oamenilor asupra unui subiect care, sigur, pare la foarte mare distanță, dar libertatea este mereu un subiect necesar, mai ales că oamenii nu trăiesc chiar toți în libertate. Și faptul că te întrebi din când în când ce înseamnă oare libertatea și ce înseamnă necazurile tale, cred că e chiar și, să spunem așa, o comparație igienică. Să vezi că nu numai că ești bine de fapt, deși în capul tău ești rău, dar chiar așa cât de cât bine cum ești tu, poți să-i ajuți pe alții foarte mult. Mă rog, e o lecție de umanitate. Eu tot vă aud cu întrerupere, dar am prins ideea. Voiam să spun că și
într-un fel mi-a deschis ochii ce se întâmplă în ultima perioadă în Iran, pentru că, uitați, de foarte multe ori am fost în fața ambasadei și o scandare era libertate. Și când te gândești că un lucru atât de banal la prima vedere, noi nu ne dăm seama uneori că această libertate este un lucru foarte prețios de care noi avem aici parte în viața noastră de zi cu zi. Da. Și unii oameni într-o altă țară, într-o țară cu 80 de milioane de oameni cum e Iranul, ies zilnic pe stradă cu prețul vieții unii dintre ei pentru a dobândi această libertate. Și vă spun cu toată sinceritatea, nu sunt vorbe goale, chiar trebuie să prețuim această libertate. E un lucru foarte important. Acum îmi dau seama și de ce părinții mei au plecat din Iran cu doi copii mici, venind în necunoscut, că nu știau mare lucru despre România, tocmai pentru această libertate. Să zicem că ăsta este cuvântul cel mai important din intervenția noastră și eroism ar fi, după mine, următorul cuvânt foarte important. Cine se plânge că omenirea aduce lipsă de eroi, mă rog, nu în filme, evident, nu în supereroi, ne gândim la eroi ca noi, așa, suntem... E emoționant să descoperi că există oameni care luptă pentru libertatea lor și a celorlalți, mai ales, unii își dau viața pentru libertate și, da, probabil că așa se descrie cel mai bine eroismul. Amir Chiaraș, mulțumim foarte mult, e un iranian care locuiește în România de foarte multă vreme, le cunoașteți după accentul ardelenesc și... Îi mulțumim că a fost alături de noi. Îl rugăm să rămână alături de noi, să facem o scurtă fotografie de grup și în momentul ăsta îi spunem la revedere. Mulțumesc mult, la revedere. Rămâi cu noi, Amir, și vă mulțumim și vouă că sunteți alături de acest subiect. Dați vorba mai departe, folosiți hashtag-urile care trebuie folosite, Maxa Amini și nu știu, SOS Iran, SOS Iran pe rețele sociale și mulțumim foarte mult și ne întoarcem imediat după o piesă care chiar așa se și numește Heroes. This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?